Am văzut foarte multe nemulțumiri și ați enumerat și dumneavoastră câteva adineauri legate de activitatea Ministrului Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, și ne întrebăm de ce îl menține coaliția de guvernare încă pe această poziție. Care pentru este că explicația? Pentru că atunci când ești într-o coaliție și împarți portofoliile, nu poți să intri peste celălalt partid să-i spui tu pui pe X sau pe Y ministru. Fiecare are această autonomie de a-și desemna miniștri. La ora actuală USR Plus stă neclintit lângă domnul Vlad Voiculescu, deși, din punctul meu de vedere, mandatul lui de bâlbe este nesfârșit, plecând de la descentralizarea centrelor de vaccinare, cearta cu primarii pe sursele de finanțare, a fost apoi cearta cu armata, cu domnul colonel Gheorghiță, a fost apoi cearta cu fostul ministru al sănătății și cu foștii miniștri ai sănătății. Au fost acele probleme de la Matei Balș. Au fost probleme legate de ceea ce înseamnă asigurarea sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor. Toate lucrurile, cele de acum, practic eu n-am simțit, vă spun sincer, că avem un ministru al sănătății decât prin bâlbe. Nu am văzut lucruri extraordinare, cum le vedeam la Nelu Tătaru, omul care, am văzut, de exemplu, pe mine m-a șocat declarația acelei doamne secretar de stat de la Sănătate, care spunea, noi nu știm ce e prin județe. Poftim? Poftim? Cum adică poți să spui tu ca ministru, ca secretar de stat în Ministerul Sănătății, dar, stimată doamnă, ca să nu spun cucoană, ia fă bine că ai mașină de servici, ai tot ce trebuie, urcă-te în mașină, du-te în acele județe, du-te în spitale, du-te la direcțiile de sănătate publică și fă un plan de măsuri. Că de asta ești responsabil în Ministerul Sănătății. Deci eu am văzut, vă spun, niște lucruri care pe mine, mie mi-arată fie foarte multă incompetență, fie pur și simplu o lipsă de cunoaștere a fenomenului. Era obișnuit cu Nelu Tătaru, care era zinic prin spitale, în județe și așa. Toată ziua pe teren, într-adevăr. Și nu l-am văzut pe domnul Voiculescu. Deci pe domnul Voiculescu eu nu l-am văzut. Am văzut că după criticile publice mai apare și la televizor. La chestiuni de genul ăsta. Dar, din punctul meu de vedere, repet, într-o asemenea situație în care pandemia este problema numărul unu a României, mi-aș dori să am un ministru al sănătății numărul unu al României. Din păcate, l-am avut pe Nelu Tătaru și nu-l mai avem în prezent. Dar nu cauzează oare un prejudiciu de imagine și Partidul Național Liberal păstrarea lui Voiculescu în aceste condiții la Ministerul Sănătății? Deci cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru. Noi am spus jos PSD. Cetățenii au dat un vot, au spus PSD-ul ia 29 sau 28 cât au luat, PNL-ul 25, USR-ul 15. S-a făcut această coaliție de dreapta. Un război pornit cu USR pe tema Vlad Voiculescu probabil că ar genera o rupere a coaliției, care ar însemna instabilitate politică și care ar da apă la moare Partidului Social Democrat. Din acest punct de vedere, cred că am ales răul cel mic, dar cetățenii trebuie să știe foarte clar că noi, ca liberali, nu girăm acest mandat dezastros, din punctul meu de vedere, plin de bâlbi al domnului Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății.